că sunt ajuns. Eu trec totdeauna prin Apoldul de Sus când mă duc spre Cluj și mă uit în stânga, în dreapta și văd așa niște case mai speciale. Cum sunt casele astea sașilor făcute? Da. Puteți să ne spuneți? E un anumit tip de casă. Știți cum uită? Eu mă uit la acoperișul caselor și văd așa niște ochiți. Așa. Acolo e podul. Podul. Într-o casă săsească s-a folosit totul. Totul. Începând din pod până în pivniță. Până în pivniță. Așa. În pod s-au ținut grânele, porumbul, grâul și după aceea întotdeauna era în față o casă, o cameră mare de locuit. Da. Mai haideți în să mai merg să ne uităm pe aici. Bucătăria. După aceea încă o cameră, de obicei încă o cameră mai în spate, care în față se spunea camera bună. Camera era bună. Da. Așa, camera bună. Acolo de obicei de nu se locuia. Acolo se țineau dulapurile cu portul. Cu zestrea. Cu zestrea, așa. Într-o casă săsească stăteau și trei generații. Trei generații? Da, bătrânii. Da, căsătoriți și copii. Și, da, și tinerii, copii. Și tinerii, da. Da. Și, sigur, probleme care există în ziua de astăzi, de nu mai pot sta tinerii cu bătrânii, nu a existat. Pot să spun acest lucru. Stăteau într-o casă. Stăteau și într-o nu se sfădeau, nu se certau. Nu, se înțelegeau și totul era bine. Dar ei, de exemplu, când se căsătoreau sau când se căsătoresc tinerii acum aici, da, se duc departe de casă sau rămân în casă? Rămân de obicei în casă. În casă? Da. Da, costumul, deci nu e o costumul regulă de mireasă la săsesc, cum e? Spuneți-mă. Nu era ceva cu totul altfel decât portul obișnuit. Așa. Nu era așa. Spuneți-mi, nu. Cum? Din ce? Din ce portul, exista portul de iarnă, portul de primăvară, de primăvară, de vară. Totul era foarte bine stabilit. Ce și lucrau sașii în comunitatea aici? În ce munce șelau ei? În majoritate erau țărani. Țărani? Țărani. Și însă ce, era ce de regulă că fiecare bărbat trebuia să aibă și o meserie. Ține casa? Neapărat. Și femeia era de casă? Nu, femeia mergea și ea pe câmp. Pe câmp? Pe câmp mergea femeia cu copii, împărțea și cu bărbatul, dar bărbatul era obligat să aibă și o meserie. Și o meserie. Și o meserie. Ce meserie? Ce meserie au avut sașii? Ce lucru? De toate. Zidar, tâmplar, fierar, tot ceea ce trebuia într-un sat. În ziua de astăzi, dacă mă duc până Apoldul de Sus și vreau să aflu un fierar, îl mai găsesc? Nu. Da, dulgheră. Deci nu mai găsesc niciun meseriaș. Nici. Dintre sași, nu. Nu. Pentru că toți au plecat. Au plecat. Da. Și comunitatea asta germană, să zic așa, s-a compus din două etnii, de fapt. Primii sași care au venit în țară prin 1250 așa și s-au stabilit aici, în Ardeal. Așa. Până în Ardealul de Nord veți găsi sate săsești pe timpul Austro-Ungariei. Au venit, au chemat în țară din Austria landlării. Așa se numeau, da, landlării. Da, în biserică, de exemplu, m-am dus astăzi în biserică și am văzut orga acolo. Orga, cine a adus-o? Sașii au adus-o. Da, așa. Sașii. Dar, și cum se intră în biserică? Este partea stângă din biserică, așa, da, și partea dreaptă. Cine stătea în stânga și cine stătea în dreapta? Da, era foarte bine rânduit. De exemplu, în dreapta stăteau landlării. Landlării. Și în stânga stăteau sașii. Sașii. Ce deosebire între sași nu și era, pe vremea mea nu mai era nici o deosebire. Doar s-a menținut această ordine și atâta tot. Era același port, pentru că de-a lungul anilor s-a
acceptat portul austriac. Portul austriac? Da. Și portul săsesc, care veți găsi în alte sate săsești, în Apold, nu mai există. Nu mai există? Nu. Acum, în Apoldul de sus, mai învață cineva limba germană? Da, mai avem o... Deci în clădiri au rămas, în clădirile din Apoldul de sus, da, în clădirea grădiniței, da, la școală, cine au rămas? Au rămas, de fapt, au rămas clădirile și în clădirile astea sunt copii de români. Copii de români. Care învață germană. Care învață germană. Da, au profesori. Mai greu, dar au. Uneori mai vin și din Austria. Dar la biserică, la biserică vin, la biserică duminică, sașii. Sașii, da. Sașii, vin la biserică, da, toată duminică. Vin, da. Cei care mai sunt aici și care pot și mai sunt sănătoși, vin. Pentru că vârsta medie a celor rămași aici este de 70 de ani. De 70 de ani. De 70 de ani. Tineri nu mai avem.